Salutare și bine v-am regăsit la Far Cry 3. Astăzi vom merge pe teritoriul necunoscut, oarecum, și vom căuta încă un turn radio care trebuie să fie prin zonă. Uite, se și vede. Perfect. Probabil o vom lua așa. Apoi pe potecuța asta. Deci cred că mai bine lăsăm asta aici. Și o luăm pe jos. Sper să nu ne întâlnim cu bandiți. Bine, cu bandiți, cu pirați. Capre. Ia să le marchez. Și să ne urcăm. Ne trebuie niște arme gratuite, asta e clar. Ok, să ne uităm la loot rucksack. Crafting. Combat. Și vom trece . Ok, ne-am făcut un fel de poțiune magică. Nu cred că pe aici trebuie să o luăm. Pe aici. Acum aici. Și ușor, ușor ne urcăm din ce în ce mai sus. Este foarte simpatic că locurile pe unde te poți urca sunt marcate cu funii sau tot felul de alte chestii. Încă puțin, încă puțin. Și am ajuns sus. Acum activăm asta. Dar dezactivăm. Acum avem încă un turn și o bucată nouă de insulă. Sunt curios ce primim. BKM și 1887. Noi trebuie să ajungem acolo, deci ar fi mai recomandat să coborăm pe aici. Ok, avem și un ATV, dar nu cred că îl vom lua. Să vedem, vedem pe cineva până acolo. Nu, cu arcul, cu luneta. Nu se vede mai nimic. Vom coborâ ușor, ușor. Suntem prea departe de apă să sărim. Așa. Au.
O vom lua pe unde o să luăm? Cred că va trebui să flancăm oarecum. Sper ca totuși să nu fie o treabă prea complicată. Nu știu ce e în apă pe aici. Smartphone? Ok. Nu, părăsim zona misiunii. Nu-i bine. Oh, aproape că m-a observat. Stăm aici și de aici ne uităm. Ok, mai e un tip acolo pe care nu vrea să-l detecteze, ba da. Ar fi prea ușor dacă ar fi doar atâția. Cu siguranță mai sunt. For the alarm. Perfect, e un tigru în zonă. Într-un fel nu e multă lume. Ok, ne strecurăm ușor, ușor. Tipul ăsta nu știu ce face, dar îl vom trimite încolo. E suficient de prost. Asta a fost puțin cam aiure. Într-un fel, nu prea știu exact care e distanța dintre ei. Ok, acum știu oarecum. Perfect. Parcă sunt destul de mulți acum dacă mă uit și mă gândesc. L-am văzut pe tipul ăla. Perfect. Ok, se cam adună tipii ăștia. Într-un fel sau altul. Ok. Încă unul.
Ok, ne retragem. Într-un fel vor găsi tot felul de tipi morți, dar nu vor ști cine i-a omorât. Chestie care e un lucru bun, dar în același timp și un lucru rău, pentru că acum vor fi mai alertați ca niciodată. Într-un fel cred că ar fi bine să schimb direcția din care atac. Sau nu e neapărat nevoie, cât timp ei fiind pe aici. Ok, încă puțin. Ok, deci acum în mare parte baza e liberă. Ok, numai bine. Ok, se pare că nu a funcționat chiar de bine. Într-un fel au chemat întăriri. Ok, asta înseamnă că... va trebui să trecem pe modul de atac. Asta înseamnă... să ne retragem puțin și să scoatem luneta. Ok, se pare că nu a funcționat varianta mea stealthy-stealthy, dar asta funcționează, sigur. Pentru un Dragunov e destul de puternică. Ce mai avem? Mai avem arma asta cu foarte puține gloanțe, asta care la fel are puține gloanțe și o săgeată, zic că sunt destule arme. Ok, ce avem pe aici? Într-un fel mi-am recapătat muniția. Să încărcăm. Perfect. O luăm pe aici și ne uităm după pirații care au mai rămas.
Perfect. Fine piece of work. Now, tell me about your friend. The radio said Voss was recording ransom videos at PC. Parent Cove. But we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you receive from the past will help you succeed. Okay. Într-un fel mi-aș dori o armă mai bună decât asta, dar se pare că nu e disponibilă. Ok. Să ne distrăm puțin cu băieții ăștia. Wow, wow, wow. Heal rapid. Și am fost dobărât. Nu e chiar... N-a fost chiar o idee bună. Dar... cred că m-am distrat destul de bine. Ok, hai că noi ne retragem. Și... But we call it Sunset Cove. Okay. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you receive from the past will help you succeed. Okay, so luăm de aici animalele astea. Okay, se pare că nu putem. Crafting. Comodo. Mai trebuie să vânez un leopard, să înțeleg. Dingo. Ok. Acum cred că... Nu trebuie să fie o pasăre de asta. Ok. Ok, se pare că ne-au defectat oarecum. Eu mă retrag așa. Ok, mai e un tip pe aici. Și gata. Mai sunt niște păsări de astea. Da, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și noi cred că ne revedem în episodul viitor. Nu uitați, like, comment, subscribe și da, cam atât. Pa, pa!